E foarte, foarte ciudat să mi se propună treaba asta. Elvira și Cristi m-au invitat aici să vorbesc despre curaj și m-am gândit, așa, știi, ce aș putea să povestesc despre asta, pentru că tot procesul prin care am trecut ca să facem filmul ăsta, Touch Me Not sau Nu Mă Atinge-mă, titlului românesc, a implicat o mare cantitate de frică, nici de cum curaj. Și cred că aș putea să vă povestesc un pic despre curajul de a-ți fi frică și de a fi vulnerabil și de a lucra cu lucrurile astea, exact cu lucrurile astea foarte sensibile și greu de explorat și de împărtășit cu ceilalți. Și am să vă vorbesc astăzi despre două proiecte de suflet. Unul este filmul la care am lucrat în ultimii 7 ani împreună cu o echipă superbă. Touch Me Not se numește. Și celălalt este festivalul de film experimental pe care îl curatoriez de prin 2010 și care se întâmplă chiar săptămâna asta, până duminică o să dureze, la Elvira Popescu și la Mețere, Festivalul Internațional de Film Experimental București BF. Pot să închizi lumina? În timp ce am să vă povestesc, am să las să ruleze în background o selecție de imagini din film. Interesant este, mă uitam și la desenul vostru, apropo de ediția de acum, a Creative Mornings, că aveți o inimă acolo în design. Și știi, curaj are ca rădăcină, cuvântul curaj are ca rădăcină cuvântul latinesc cor, care înseamnă inimă. Și de fapt, în esența lui, a avea curaj înseamnă a vorbi din inima, a te exprima din inima, a-ți urma, a trăi cu inima deschisă și cumva înseamnă să ai curajul să renunți la măști și să fii ce-ți dorești tu să fii, indiferent de ce așteaptă societatea de la tine sau de etichete sau de judecăți pe care alții le aruncă asupra ta. Cum să încep? Aș începe cu începutul, care e undeva prin 2011, și cu premisa de la care am pornit. În Touch Me Not, ce o să vă spun așa, o să adaug un mic disclaimer de la început. Proiectul a fost un proiect internațional, făcut în 5 țări, cu actori din vreo 10 țări, și am folosit tot timpul o engleză din asta, niciodată perfectă, dar foarte utilă ca să putem să ne înțelegem unii cu alții. Și atunci mă scuz dinainte pentru că am tendința să folosesc porțiuni din informații în engleză. E ceva ce nu pot controla acum foarte bine, deci îmi cer scuze în avans dacă veți auzi din când în când cuvinte în engleză. Touch Me Not a început și a fost dintotdeauna, a fost o cercetare, a pornit ca o cercetare artistică despre intimitate și a pornit de la premisa că atunci când aveam 20 de ani credeam că știu cum stau lucrurile cu intimitatea, cu frumusețea, cum funcționează dorința, cum ar trebui să funcționeze o relație intimă. Doar că ultimii 20 de ani de viață reală, de contact cu oamenii reali, mi-au dat peste cap toate ideile astea care erau odinioară clare. Acum s-au tulburat. Nimic din ce credeam că știu nu mai e atât de clar. Viața e mult mai complexă decât ideile construite odinioară în mintea mea, în educație, în familie. Și am început cercetarea asta în ideea de a renunța la scenariile astea cu care am fost crescută și a descoperi cu mintea deschisă și cu sufletul deschis realitatea. Și în cam prin 2011 am început
Am început să caut, a început procesul de casting, un proces de casting foarte diferit de unul obișnuit de ficțiune, mai degrabă un casting ca un documentar. Deși filmul nu a fost până la urmă un documentar, prefer să-l numesc o cercetare artistică la granița fluidă dintre documentar și ficțiune. N-a fost un casting în sensul obișnuit al cuvântului, în sensul că am căutat oameni cu care să fiu cumva pe aceeași lungime de undă, oameni care au același interes ca și mine în a explora intimitatea. Și ce a fost foarte important în procesul ăsta de căutare a fost să găsesc personaje care au o motivație emoțională foarte puternică și au ceva de comunicat cu publicul. Procesul, filmul a pornit din start ca o încercare de dialog. Ca o propunere de dialog care să invite privitorul să-și pună sub semnul întrebării ideile pe care le are deja despre intimitate și să fie deschis să descopere modurile neașteptate în care oamenii pot avea acces la contact. Am început cercetarea asta undeva prin 2013 am întâlnit în călătoria asta foarte mulți oameni care mi-au schimbat punctul de vedere asupra intimității, asupra relației dintre intimitate și dizabilitate, de exemplu, asupra sex work-ului și ce înseamnă asta, și, asupra foarte multor lucruri. Ce am reușit să facem, sau ce am început să facem în 2013, a fost să intrăm într-un proces din ăsta în care ne-am cunoscut unii pe alții. Am făcut o serie, înainte de filmare, propriu-zisă, înainte să intrăm în procesul de filmare, am început printr-o cunoaștere din asta de la distanță, în care am lucrat, am făcut niște interviuri filmate, o serie de jurnale personale, am dat actorilor, ezit să le spun actorii, o să le spun personaje, pentru că filmul lucrează cu un cast mix de personaje reale și de actori profesioniști și neprofesioniști, care lucrează cu un mix din ăsta între viața lor, între materiale personale și elemente ficționale. Și ficțiunea pe care am creat-o a funcționat mai degrabă ca o plasă de siguranță, ca un spațiu sigur care ne-a permis să explorăm zone foarte sensibile din viața noastră și să le împărtășim cu camera și cu publicul. Și am început cu tipul ăsta de jurnale filmate la distanță. Fiecare dintre noi am avut o cameră și niște câteva teme legate de intimitate. Ei mi-au trimis materialele după care am avut Skype-uri pe tema asta și așa am ajuns să ne cunoaștem și să crească un soi din ăsta de încredere între noi. Cred că încrederea e foarte importantă și încrederea s-a construit în timp. După care a urmat procesul efectiv de filmare în trei etape. O etapă de filmare în 2015, una în 2016 și între ele perioada de montaj în care, ca la documentar, materialul a început să prindă viață, pentru că n-am știut niciunul dintre noi încotro va merge călătoria. N-am știut la început. Și ce e foarte interesant este că de-a lungul procesului ne-am dat seama că există un fel de fir roșu emoțional între toate istoriile explorate în film și că filmul este de fapt despre procesul ăsta de căutare a libertății interioare, de fapt, și că toate personajele din film luptă cu propriile condiționări, cu propriile blocaje care îi împiedică să relaționeze. Practic, titlul ăsta, Nu mă atinge, mă, care e o imposibilitate gramaticală,
Vorbește exact de contradicția asta care e în inima fiecărui personaj între nevoia de intimitate și de contact și frica. Frica de intimitate. Aș vrea să vă povestesc un pic despre câteva dintre personajele splendide pe care le-am întâlnit în film. Dar înainte de asta aș vrea să precizez ceva apropo de structura filmului. Foarte important pentru noi a fost în procesul ăsta faptul că filmul nu e o ficțiune. De asta camera este mereu prezentă, echipa de filmare este mereu prezentă în film și eu. Tocmai pentru că nu vrem să se întâmple procesul ăla obișnuit de suspension of disbelief, când te uiți la o ficțiune și te identifici cu personajele, te detașezi cumva de realitate. Nu, aici e foarte important ca pe tot parcursul experienței să fii conștient că este un film și că ai acces, practic ai un acces privilegiat la viața intimă a unor oameni care își doresc să comunice cu tine. Poziția camerei este mai degrabă una de martor și de canal de comunicare între oamenii ăștia minunați care au ales să meargă cu mine în călătorie și public. Și dacă vorbim despre curaj, asta mi se pare că oamenii ăștia au avut un curaj extraordinar să-și deschidă sufletul. Chestie pentru care o să fiu mereu recunoscătoare și mi-am dat seama la un moment dat, apropo și de poziția mea în film, pentru că foarte multă lume și-a pus întrebarea asta de ce camera și eu suntem prezenți în film. Am simțit la un moment dat că e foarte necesară, nu numai pentru că am pornit în călătoria asta dintr-o curiozitate personală, apropo de intimitate, dar și pentru că e foarte important să tot timpul să-ți dai seama că nu ești într-o ficțiune, nu ești într-o bulă de disbelief. Și că lucrurile la care te uiți sunt profund autentice, chiar dacă sunt un mix de elemente ficționale și reale, ce se întâmplă acolo este profund autentic, întâlnirile dintre oameni. Fiecare dintre personaje, și sunt cele două personaje principale, Laura și Thomas, trec printr-un fel de proces din ăsta autoreflexiv și transformativ. Se întâlnesc câteva personaje care au un efect, așa, cu riscul de a mă repeta, transformativ asupra lor. Pentru Laura, întâlnirile cheie sunt cele cu Hana, sex worker-ul transgender, pe care îl vedeți într-unul dintre clipuri, și iarăși cu Shani Love, personajul sex-terapeutul cu barbă, care lucrează cu furia din Laura. Și e foarte interesant de știut că oamenii ăștia sunt aici, își exercită profesia lor reală, sunt în propria piele, sunt prezenți în film cu propria biografie. Și, de pildă, întâlnirile dintre Laura și Hana, Laura și Shani, s-au întâmplat pentru prima dată. Cele două personaje nu s-au întâlnit înainte. E o întâlnire din asta autentică, pentru prima oară între doi oameni, fără să fi citit vreun script, fără să fi avut o pregătire în prealabil. Și e interesant că intuiția lor, apropo de Laura, intuiția și a Hanei și a lui Shani, a fost absolut corectă. Shani, din primele 10 minute, a înțeles că Laura se ruptă cu blocajul ăsta al unei furii nerezolvate de o viață care o împiedică să aibă relații intime apropiate și a lucrat exact pe zona asta. Și cum să zic, să lucrezi în fața camerei cu propriile tale vulnerabilități implică o doză foarte mare de curaj, o doză imensă de curaj. Dacă o să vedeți la un moment dat în film, o să fie la TIFF în premieră, sunt momente emoționante în care
faptul că trece un membru al echipei cu aparatul de filmat prin cadru nu perturbă cu nimic momentul. Adică personajele au ajuns la o relație atât de intimă cu camera încât de la un moment încolo nu mai existam. Iar momentele în care interveneam, pentru că a fost permanent un dialog între echipa de filmare și personaje, nu strica deloc situația, dimpotrivă, am reușit să creăm un dialog permanent și să lucrăm împreună în ghidarea unei anumite direcții în fiecare dintre întâlnirile respective. Oamenii pe care poziția mea, dacă vreți, în toată povestea asta a fost mai degrabă, pentru că focusul nu este pe cameră sau pe mine ca regizor, focusul este pe oamenii ăștia superbi. Și poziția mea în proces a fost mai degrabă a unui copil, știu, așa cum pășește un copil, face primii pași în lume și descoperă ce surprinzătoare poate fi natura umană. Ce personaj ar trebui să încep să vă povestesc? Aș începe cu Cristian, personajul cu dizabilități, cu atrofie spinală musculară. Pe Cristian l-am întâlnit într-un context surprinzător, aș spune. Am fost în 2013 în Berlin, există un festival în Berlin care se numește Explore, a festival on the art of lust, un festival care explorează zona asta a intimității și a sexualității din diverse perspective, emoțională, psihologică, spirituală, fizică. Și l-am întâlnit pe Cristian într-un workshop despre intimitate și mortalitate. Am simțit de la început că putem comunica foarte bine. El a avut, în fine, e o poveste mult prea lungă pentru jumătatea de oră pe care nu o mai avem de fapt, dar primul lucru despre care l-am auzit povestind în workshop-ul respectiv a fost despre relația lui foarte, foarte specială cu moartea și faptul că moartea este parte din viața lui, e o prietenă a lui, e parte din viața lui de fiecare zi și că, având în vedere condiția lui fizică fragilă, a fost ariscat să moară de foarte multe ori. Chiar și o răceală simplă pentru el este foarte riscantă. Și atunci, apropierea asta zilnică a morții îl face să aibă cu tot o altă relație cu viața, adică și cu propriul corp. E unul dintre persoanele cu una dintre cele mai armonioase relații cu propriul corp pe care le-am întâlnit. Și încă de la început a avut... El știa foarte clar de ce vrea să facă parte la proiect, din proiect. Avea o motivație foarte puternică, a spus ceva de genul că știi, nu mi-e frică de filmul ăsta sau că filmul va fi atacat sau eu, și gândește-te că cine va ataca filmul sunt exact cei care au propriile lor idei false despre dizabilitate și intimitate și ne consideră vulnerabili și ființe asexuale, ori exact tipul ăsta de atitudine e discriminatorie și lipsită de respect, nu ceea ce face filmul. Și pentru mine este foarte important să împărtășesc cu publicul că și noi, persoanele cu dizabilități, avem aceleași nevoi și aceleași dorințe și aceeași nevoie de intimitate ca și toți ceilalți și că e dreptul meu să exist ca ființă sexuală și să mă arăt ca ființă sexuală și să trăiesc intimitatea. Și Cristian și Hana și Shani sunt persoane cu un discurs foarte progresist, sunt toți activiști bine articulați pentru drepturile omului. Cristian e un avocat foarte convingător pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru dreptul la viață independentă.
E un călător pasionat. Dacă îl puteți urmări pe pagina lui de Facebook, călătorește în Asia, este țara de preferință. Cred că a călătorit în cel puțin 10 țări de acolo și eu, și el și Grit, care este prietena lui, e cea pe care o vedeți în film, e prietena lui din viața reală și călătoresc foarte mult împreună, sunt foarte pasionați de explorarea asta a sexualității. Cristian are și un blog despre sexualitate și dizabilitate care se cheamă Kissability, pe care vă recomand cu căldură să-l răsfoiți. Și asta ar fi așa foarte pe scurt despre Cristian. Noi plănuim să facem, printre altele, filmul discută și de aspectul ăsta al frumuseții diferite de normă, al corpurilor diferite de normă. Și plănuim să facem cu Cristian un proiect, l-am început deja în perioada de research, dar vom continua ulterior după, o serie de reenactment-uri ale unor picturi celebre din istoria artei cu Venus, în care Venus va fi embodied de Cristian. O serie de tablouri vivante și un performance pe care ne dorim să-l și documentăm, să facem un film din el. Asta e că Touch Me Not a fost un film care face parte dintr-un proces extins de research care a început cu mult înainte să facem filmul și va continua după. Pe Hana, iarăși, Hana Hoffman, sex worker transgender și activistă pentru drepturile persoanelor transgender din Leipzig, am întâlnit-o tot așa într-un context. Mi-am dorit de la început să lucrez cu sex workeri autentici în film și ea a venit mai întâi în proiect ca un consultant, după care pe parcursul discuțiilor mi-am dat seama ce personaj complex este și povestea ei, de fapt, e foarte relevantă pentru film și pentru procesul ăsta de căutare a libertății interioare. Hana și-a dorit toată viața să fie femeie, deși natura i-a dăruit un corp foarte viguros masculin și a trăit o viață întreagă în pielea asta străină, într-o identitate în care nu s-a simțit acasă. Și apropo de curaj, la 50 de ani s-a gândit așa că dacă la vârsta asta mai am foarte puține ani de trăit într-o stare din asta de sănătate tolerabilă, acum sau niciodată, știi, e momentul în care să pot să-mi asum riscul ăsta de a fi eu însămi. Deci la 50 de ani și-a asumat identitatea de femeie, a ieșit în public ca femeie, dar ca o femeie intersex, apropo și de problematica asta a genurilor fluide pe care o explorăm în film, în sensul că nu a făcut o operație de schimbare de sex și corpul ei este un mix între masculin și feminin, în timp ce emoțional pentru ea e foarte clar că identitatea ei este feminină și așa își dorește să fie numită, să lucrăm cu she, nu cu he sau cu alte lucruri, alte formule intermediare. E un partener de discuție foarte interesant, a studiat filozofie, oferă consultanță psihologică colegelor de sex workers transgender din zonă. Și tipul de servicii sexuale pe care le oferă sunt foarte diferite de ce idee avem noi că înseamnă sex work-ul. Adică e un mix de terapie, de consultanță psihologică și de escorting. Pentru ea, ca și pentru foarte multe persoane transgender, motivația de a lucra ca sex worker nu este neapărat financiară. Ea trăiește, se întreține din veniturile ei de agent imobiliar.
În schimb, munca sexuală, pentru foarte multe persoane transgender, pentru care relația cu corpul e adesea foarte dificilă, e un spațiu de explorare a propriului corp, a propriilor nevoi, a propriei identități. E zona în care a avut, care i-a oferit libertatea asta, să descopere ce nevoie are, cum poate relaționa ca femeie cu persoane de toate genurile. Și asta e un, de exemplu, este o zonă în care ideile mele preconcepute apropo de sex work s-au destabilizat în proces și mi-am dat seama că munca sexuală, deși poate în foarte multe cazuri e o formă de supraviețuire, în foarte multe altele este o formă de autoexplorare și de terapie. E de fapt muncă socială, serviciu social în foarte multe cazuri. Același lucru e foarte interesant apropo de Shani Love, care practică un soi de o combinație între servicii sexuale, BDSM, tantra și consiliere psihoterapeutică, merge pe zona asta de psihoterapie jungiană. Și, de exemplu, relația în care a intrat cu Laura este clar bazată pe nevoile, ce face este strict personalizat și în cazul Laurei, ce a simțit că e prioritar să lucreze cu este zona asta de stabilirea granițelor personale. În istoria Laurei au existat momente în care în relația cu cei apropiați granițele ei n-au fost respectate. Și atunci a acumulat o cantitate foarte mare de furie care acum o împiedică să se apropie ușor de ceilalți. Și ce a încercat Shani să facă este să o facă conștientă pe Laura de problema asta și să o ajute să exprime, să defuleze tipul ăsta de energie și să o canalizeze într-o zonă constructivă. Shani, de exemplu, are un site foarte interesant, chiar Shani Love se cheamă, shanilove.com, și el are un discurs foarte articulat pe zona asta de drepturile omului și de libertate de expresie și de explorare a propriei personalități în zona sexuală. Și a câștigat, printre altele, e foarte interesant că în Anglia există așa numitele Sexual Freedom Awards, unde el a câștigat premiul pentru The Best Sex Worker of the Year în 2015. Și e foarte interesant că tipul ăsta de festival care oferă recunoaștere celor care lucrează în branșă are un discurs foarte progresist pe zona de human rights, de acceptare a alterității, a celui care e diferit de tine fără să-l judeci, adică e tipul ăsta de eveniment pentru a fost foarte interesant ca zonă de cercetare pentru film. Aș putea să vă citez un pic din articolul foarte interesant care a fost unul dintre primele materiale pe care le-am descoperit despre Shani Love. Spune așa, e un mic fragment. El este. Times are changing. We are entering a new phase where we as a species are gaining a greater understanding of the sexual impulses we have, and kinks aren't seen as dysfunctional traits anymore, but increasingly as healthy aspects of normal people's sex life. If we attempt to consciously explore our sexual fantasies, we are exploring a part of our subconscious minds, and thus we have gaining personal insights, self-knowledge and wisdom about our own journeys through our world. We are bringing the subconscious processing into the conscious mind for understanding, for exploring, and for gaining greater self-awareness. And basically, he's resonating a lot with there is a lot of material in psychoanalysis today which is exploring this area. Am început să vorbesc, vezi, în engleză, mă scuzați.
o carte pe care am studiat-o, care a fost material de studiul pentru toată echipa la filmare și care se cheamă Arousal de Michael Bader. Și psihanalistul ăsta vorbește exact de lucrul ăsta, că comportamentul nostru în sexualitate și în intimitate spune foarte multe despre, e o cheie de acces către subconștientul nostru, și dacă ai onestitatea asta să te uiți cu deschidere la propriul tău comportament și să nu te judeci, să nu consideri că dacă, de exemplu, ai nevoie asta, te poți manifesta sexual doar într-o relație sadomasochistă, să nu pui imediat tu pe tine însuți eticheta asta că nu ești în regulă sau nu ești normal, să poți să te uiți cu onestitate la asta și dacă faci asta, ai foarte multe șanse să descoperi probleme mult profunde, apropo, dincolo de partea de sexualitate, să înțelegi dinamicile astea care te fac să te simți safe într-un astfel de relație și de unde vine, de ce ești așa și cum poți să rezolvi conflicte și dinamici problematice din viața ta în alte aspecte, în relaționarea cu persoanele importante, în relațiile profesionale. Practic, Bader, de exemplu, așa lucrează cu clienții lui pe care nu-i numește pacienți, pentru că în momentul în care îți numești clientul pacient, pui deja o etichetă de anormalitate pe celălalt, în timp ce, din punctul lui de vedere, modurile astea diferite, așa cum spune și Hannah, there's nothing weird in sexuality, it's your way to play this game. Sunt aspecte ale personalității noastre care trebuie privite cu deschidere și onestitate și în felul ăsta, dacă ajungi să te înțelegi mai bine pe tine, ai o altă relație cu tine însuți, în primul rând, și apoi la nivel de societate ai un alt tip de abordare a relației cu celălalt și un alt tip de acceptare. Și ăsta este discursul lui Shani, de exemplu, în Conscious King Saves the World, că dacă ai un alt tip de relație cu tine însuți, o să ai și un alt tip de relație la nivel de comunitate, și dacă ai tipul ăsta de self-awareness, nu ai cum să fii sedus de mișcările astea extremiste, de naționalism, de agresivitatea asta din jur. De asta cred că tipul ăsta de film și tipul ăsta de dialog, de invitație de dialog pe care o reprezintă filmul, e foarte necesar astăzi. Exact în primul rând astăzi, când există atâta agresivitate între oameni și neacceptare. S-a terminat? S-au dus cele 30 de minute? Oh, Doamne! Câte au trecut? 40? Sunt foarte multe de povestit, sigur. Sigur, sigur.